Ne-am întors în direct, vorbim despre ce se întâmplă la Survivor All Stars. Aseară războinica Oana Ciocan a fost eliminată, iar acum este aici să ne povestească întreaga experiență, dar să ne spună și niște lucruri foarte interesante care s-au întâmplat după ce a ajuns acasă, pentru că iată ce are pe mâna stângă, pe deget. Șoc și groază, Oana Ciocan este logodită. De fapt, este șoc și fericire, nu? Da. Felicitări, casă mulțumesc. De piatră, să fiți fericiți. Doamne ajută, mulțumim. Dar nu mai acoperi inel. Păi... De ce l-acoperi? Nu știu. De ce ți-e rușine? Mie? Dar eu sunt cea mai fericită din lume. Păi cum ai că să-mi fie rușine? Arată-l tuturor. Tu, cum ești? Cum a fost la Survivor? Oh, cred că din prima zi ați văzut că eram pe altă planetă. Nu știu, erau la un moment dat o fază foarte amuzantă, am venit și am plecat. Nici n-am apucat să mă bronzez sau să mă bucur de ce e acolo. Dar poate că așa a fost să fie. Acum... Tu știi că e o întrebare pe buzele tuturor. Nu te-ai prea chinuit la duel, nu? La duel. Mă face să râd. Nu. La duel am avut foarte, foarte mari emoții. Mai mult mă gândeam acasă decât la duel. Și a văzut toată lumea treaba asta. Pe tot parcursul competiției s-a văzut asta, cred. Da, nu am fost prezentă și poate că asta m-a și costat, pentru că uite acum sunt aici cu voi, dar mă bucur că sunt aici. Așa a fost să fie. Am încercat, dar gândul familiei... Era acasă. Da, era acasă. Dar știi ce spun toți acum și în online? Cu cererea în căsătorie, vedem ce a fost la Survivor și apoi aflăm cum s-a materializat această cerere când ai venit acasă, da. Corect? Hai să vedem imaginea. Femeia mea, aș vrea să-ți pot cânta ce simt, dar tot ce pot face acum e să-ți scriu. Știi că foamea, stresul și neacceptarea oamenilor nu este o pricină de poticnire pentru mine. Da, vreți nu poate să te oprească nimic. Da, citești odată. Aici mi-am dat seama că toată viața am alergat după succes și în sfârșit mi-am făcut curaj să alerg după dragostea mea. Fă. Vezi, am zis că nu mai plâng. Mamă, mai secat zilele astea. M-ai făcut cu capul. Haide! Acea dragoste pe care nimeni nu mi-a dat-o niciodată, pentru că e singura care a putut să vadă dincolo de jador. Dacă nu voi fi cu tine, voi rămâne singur pentru totdeauna. Băi... Mă jur că cu gândul la tine am făcut asta. Te vezi pe tine? Și vreau să fii femeia mea. Băi, haide măi. Da, vrei băi. Să fii soția mea? Dai măi, băi, ce-i asta? Da. Vrei? Păi normal. Tu știai că ești răspunsul. Mă întreb chestii pe care le cunoști oricum deja. Știu. Tu știi. Dar tu știi că eu chiar vreau și știi că vreau să rămân toată viața cu tine. Foarte frumos. Vrei să zici ceva, coleguța? Voiam să te întreb dacă te așteptai vreo clipă la asta, dacă voi ați vorbit acasă, că ați discutat despre de căsătorie, sănătate. La sosurile picante, cred. Sănătate. Nu, noi n-am discutat despre asta acasă. Atunci când el mi-a zis că am să-ți spun ceva, primul lucru la care m-am gândit a fost, oare ce-am mai făcut? Oare ce mai, după descalificare, oare ce-am mai făcut? Dar... Da, a fost vești bune, nu rele. Nu se aștepta nimeni niciodată la asta și mai ales acolo. Adică oamenii mulți, pentru că am avut timp acasă să văd așa ce au spus ceilalți. Și au, ce e aici, puterea dragostei, ce e aici? Păi, ziceți mulțumesc, pentru că cumva momentul ăsta trebuia să fie acasă, nu trebuia să fie acolo. Doar că el s-a gândit să-mi ofere... putere să pot să continui. S-a gândit că dacă mă va susține și mă va spune, uite, trage, rămâi acolo,
bucură-te de competiție, eu voi lua o decizie foarte bună și voi spune, da, într-adevăr, uite, acum că m-ai cerut, chiar vreau să rămân aici și vreau să dau căi de pământ. Dar n-a fost așa, pentru că după ce ne-am văzut, mă gândeam continuu, mă, pleacă acasă, oare ce o faci acolo, că eu știu cum ești. Adică știu cum e, la modul, te gândeai că uită că te-a cerut de soție? Niciodată. Păi sau la ce te gândeai? Nu, că știu el e foarte impulsiv câteodată. El îmi oferă mie energie, iar eu îi ofer lui liniște. Asta e, de fapt... completarea perfectă. Exact, de asta ne completăm, pentru că în tot haosul ăsta al lui, de fapt, e liniștea mea. Și atunci s-a întâmplat ce trebuia. Și când te-ai întors acasă, pentru că voi v-ați cunoscut, ne-a povestit și Jador data trecută când a venit aici, la proba medicală. Dar era prima dată povestit? Când vedeați... Acum dacă mă vede, să vezi când vin acasă, să fii soții pentru treaba asta. Pentru că el a povestit aici și a povestit cum v-ați văzut prima dată la proba medicală, da. Și era prima dată când vă întâlneați față în față. Da. Dar când te-ai întors acum, s-a mai întâmplat ceva? Da. Nici nu m-a lăsat să ajung bine acasă și m-a cerut. Dar de data asta cum trebuie. Cu adică, inel. Cu inel. Hai să vezi, e coleguța asta. Hai să vezi că treaba e serioasă. Deci puseseră un film. Ne uitam la film și povesteam în același timp cumva despre ce s-a întâmplat în Survivor. Cum mi-a fost, dacă ei s-au comportat bine cu mine și așa mai departe. Și zice, am o surpriză pentru tine. Și eu zic, cred că mi-a cumpărat ceva, zic. Și așteptam, zic, hai, îl dai acum sau? Și nu, că vreau să fie surpriză, te leg la ochi. M-a legat la ochi, m-a luat așa în brațe până sus în dormitor, m-am pus pe marginea patului, mi-a pus în brațe un buchet de flori. După, mi-am dat eșarfa jos și el era în genunchi deja cu inelul. Și azi de data asta să o facem bine și să nu ne mai vadă nimeni. Și am zis un mare, mare dat de 1000 de ori și cam a fost. Foarte frumos. Mulțumesc. Iată, Oana Ciocan, deci după ce o să vă căsătoriți cu alte, cum se cheme? Dumitrache. Oana Dumitrache. Și uite, dar în cazul ei, Survivor nu i-a adus neapărat trofeul, ci iubirea. Da. Se poate și chiar așa, da, la Survivor. Coleguța, ce frumos. Ce înțeleaptă. Iartă-mă pe mine, dar m-ai surprins. Iată, Oana n-a venit singură la emisiune, este totuși însoțită de sora lui Jador. De cumnata. De cumnata, da. Noi suntem mereu împreună, chiar suntem mereu. Sunteți prietene? Mai mult de atât, ne înțelegem foarte bine. Adică suntem aproape la fel, noi gândim la fel. Ce a zis familia ta? Vai, la început sau acum? Hai să o luăm cu ce. La început. Deci la început. Primul episod. La început au fost, de fapt, ca orice părinte, mai ales ca tată, să zic, când ai o fată, pentru că acum, da, sunteți în situație. Da. În momentul în care au fost așa un pic, știi, să nu vă grăbiți. Să nu vă grăbiți. Tu câți ani ai, Oana? Fac 27 în septembrie. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Da, să nu vă grăbiți. Am zis, da, normal că nu ne grăbim, ne-am mutat deja împreună. Nu ne grăbim absolut deloc. Stai liniștit, tata, am haine, ne grăbim. Deci, tată, nu te supăra, dar deja ne-am mutat împreună. Și apoi când l-au cunoscut, pentru că vorbim destul de des cu ei, și-au dat seama de comportament și de felul în care este și nu și-au făcut griji absolut deloc. Pentru că una este ceea ce vor oamenii să vadă, alta e ceea ce ești acasă. Oamenii în mare parte nu-l cunosc și fiecare are dreptul la o părere, pentru că asta au toți internet, așa că dați acolo cu părerea, pentru că noi nu o să vedem, dar apreciem timpul acordat. Părinții tăi l-au cunoscut? L-au cunoscut doar prin telefon momentan. O să mergem curând acasă, pentru că acum am venit și eu și trebuie să facem așa o reuniune de familie. Au emoții și ei și el. Dar știi ce vreau să te întrebi? Dacă ar fi să spui 3 calități ale lui Jador? Are foarte multe calități, n-are doar 3. Principalele 3. În mare parte e cel mai bun om pe care eu îl cunosc, dintre toți. Și asta e mare lucru să spun, pentru că el chiar este un om bun. Dar își ascunde latura asta pentru că a suferit destul de mult. Și atunci frica de a suferi te face să-ți ascunzi inima uneori. Este sincer, este darnic.
crede prea ușor în oameni. Asta e cea mai mare problemă, cumva. Asta e de ce ai spus trei calități și asta e și un defect. Exact, un defect. Crede în oameni foarte mult, dar lecțiile le învățăm singuri și degeaba îți spune cineva ce să schimbi la tine, trebuie să te lovești ca să le înveți. Te vezi împreună pe toată viața? Da, normal, pe altfel spuneam da, la televizor și în Survivor. E, păi te mai fură camerele când... Poftim. Da. Mai zici da din greșeală nu pe există, camere. Nu există, da. Așa ceva. Mi-mi place foarte mult. Dacă vrei părerea mea, trebuie să vină și rândul meu. Trebuie să o ascult. Am fost întrebată și începe. Bani nu bagi, fii sa coleguțul vorbești. Gata. Mie mi se pare o telenovelă frumoasă, superbă. Adică da. Tu nu crezi în dragostea lor? Ba da, tocmai, de telenovelă la ce am văzut la televizor. O telenovelă care nu și avea rostul acolo. Mă bucur pentru dragostea ta, dar nu înțeleg de ce te duci la un concurs care e venit să fie concurs, te duci să fii concurent și nu ești concurent, nu ești implicată deloc. Să fie... Captain obvious, normal, îmi dau exact. Seama. Deci eu am fost chemat. Ți-a dus Alexandra, ei nu se cunoșteau înainte eu am semnat, medicală. Da, eu am semnat înainte de toată treaba asta. În momentul în care am ajuns acolo, nu am putut, aveam. Cererea în căsătorie. Exact. A fost cumva planificată... Dar a fost mai mult demotivantă decât motivantă. A fost un fel de confirmare care te-a făcut să nu mai vrei să stai acolo. A fost o confirmare. Da, dar intenția nu a fost asta. Alegerea a fost a mea. Eu puteam să am o altă alegere, să zic ok, s-a întâmplat asta, hai să fiu puternică și să lupt până la capăt. Alegerea mea a aparținut, indiferent de ce s-a întâmplat. Da, să spun, demotivant. Uite, sunt mesaje care spun, Ana, ești foarte frumoasă, norocos, Jodor, că te-a nimerit, este super, te-a găsit în viața lui. Altcineva zice, bravo, Mitra, ești vocea tuturor. A, iată, cu nata, intervine, sora lui. Mitra, cum ați face? În ce situație? Așa să fiu. Nu, eu dacă mă luam un concurs, mă luam un concurs. Pum. Păi da, dar nu, înseamnă că n-ai iubit cu adevărat. Nu-mi place să iau locul nimănui, nu-mi place să fur locul nimănui, nu-mi place să stau pe nedrebnică, el nu-mi place să iau banii nimănui. Pum. Înseamnă ce că n-ai iubit cu adevărat, domnul Mitra. Ce n-am? N-ai iubit cu adevărat. Drop the mic. Iubirea schimbă multe lucruri. E în regulă. Lăsați-mă, îmi face să zic eu că... Da. Unde este, de ce ascunzi mâna stângă? Lasă să vedem inelul. Eu îți citesc mesaje de la telespectatori. Oh, uite, unde este inelul? Că nu prea te mai vezi? Da. Să nu crezi că vreau să vi-l arăt mai bine. Da, mă. Nu pune jos, nu pune pune. Da, stai, ai o superstiție, nu vrei să-l arăți pe dege, nu? Am văzut că e o superstiție asta. Ia coleguța, tu. Coleguțul, iată, romantic, pac, frumos, un Jador romantic și în același timp... Iar coleguța, tu... Ți-a luat zi, mărimea degetului, fără să știi, adică nu, a fost... Da. S-a implicat foarte mult. Știa cât contează cumva pentru mine, chiar dacă eu nu i-am spus niciodată, adică eu nu i-am zis hai să facem. Nu, totul a fost... De la el. Da, a fost alegere liberă. Nu, n-am zis nimic. Dar nici eu n-am zis. Da, nu, eu nu i-am zis, hei, știi ceva, vrei să fii cu mine? Cere-mă, nu. Femeile mai aruncă hinturi d-astea așa. Uite-te ce mesaje frumoase vin pe numărul de WhatsApp al emisiunii. Coleguțu, felicitări, Ioana, ai câștigat un trofeu pe viață. Băcăuanul nostru a câștigat și el cel mai de preț trofeu. Fericire maximă, vă doresc. Ionel din Băcău, oameni care se bucură de dragoste și de iubire, Coleguțu, da? Foarte frumos. Ce mai important lucru? Urmează nunta anul ăsta? O să urmeze ceva anul ăsta. Nu știm dacă este cununie, nuntă sau altceva, dar ceva urmează. Sigur ne va surprinde cu ceva. Ceva urmează. Da. Coleguțul, ceva. Fii atentă. Nu vreau să spun mai multe. Telespectatorii noștri. Da. Mitrea, uiți că ai fost într-un concurs ca să te însori. Eu ți-am zis. Bă, iubesc. Când pui camerele pe ei, cererile alea, știi cum curg? Terminați cu prostiile. Te-ai însurat la un concurs? Nu, s-a însurat nimeni, coleguțul. Am filmat trei duble. Trei duble, dar te-ai însurat. Coleguțul, nu s-a însurat nimeni, Doamne, ferește-mă. Da, să nu mai intrăm în detalii. Da. Ați început de la Claudia Neghină, lăsați-mă. Doi frumoși, iată. Sunt foarte multe mesaje care vă încurajează. Sunt oameni care spun că, de exemplu, ce spun telespectatorii, că v-ați pripit, poate trebuie să stați mai mult împreună ca să vă cunoașteți. Este o părere, doar că cunosc foarte multe situații în care s-a stat foarte mulți ani, ca apoi, într-o lună de zile, două, trei, să facă tot ce trebuia să facă în anii respectivi. Fiecare are o poveste personală, diferită, toți iubim diferit, considerăm lucrurile altfel. Așa că eu consider că nu e o greșeală,
Și viața ta, la urmă. Până la urmă, cum am spus și în competiție, alegerile mi aparțin. Dacă o să fie să sufăr, o să sufăr eu. Nu o să plângă tanti Dorina de la colț. Nu o să plângă Mirel din Turnul Măgurele. Am auzit și de Mirel de când am venit acasă. Vezi că Mirel din Turnul Măgurele e fiert, plânge săracul dacă se întâmplă ceva. Da, și... Nu ți-ai zis că poate chiar e un Mirel în Turnul Măgurele? Cred că sigur e, da. Ce tare. Păi da, mă, da, e vorba metaforic, că Mirel e și la București, și în Târgu Jiu. E peste tot. Mirel. Aș mai avea eu o curiozitate. De ce ai ales să nu dezvălui de la început relația ta cu Jador, în momentul în care ai intrat în competiție? Pentru că s-a văzut că tu îl căutai cu privirea, nu ai vrut să spui la început nimic despre el, să-l menționezi. De ce ai ales așa? Noi de acasă... Ține frică de gura lumii. Da, noi de acasă ne-am înțeles să nu știe nimeni despre noi. Pentru că oamenii, tocmai ca și acum, au păreri, se bagă, încearcă tot felul de lucruri. Și atunci am zis, uite, mergem acolo, ne comportăm ca și cum suntem doi colegi. Eu înțeleg perfect. Așa era planul, chiar dacă era în competiție. Noi avem plan, aveam planul făcut de acasă. Și am zis, mergem acolo, ne comportăm ca și cum suntem doi colegi și atât cât o să țină. Pentru că la un moment dat, clar, te arătai mult mai mult decât era cazul. Și când am ajuns acolo, eu nu știam că el a fost descalificat. Eu alergam și zâmbeam și îmi bătea inima de tare și zic, Doamne, să-mi fac un infarct ceva pe aici. Și când am văzut că nu e, mă uitam, m-am blocat. Pur și simplu, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, mi s-au tăiat picioarele, nu-l auzeam pe domnul Dan, chiar nu-l auzeam. Vorbea, auzeam așa ceva departe de mine și mă uitam pur și simplu să văd dacă e pe undeva, pe la tata tău, pe corp. Am zis, nu, e o glumă. O fi accidentat, te gândeai da. Tu. Tot jocul, am crezut că el la un moment dat va veni acolo. Tot jocul. Și când Cătălin Spărândescu mi-a zis, Oana, nu te mai uita, că nu e aici, a fost încă o lovitură, pentru că am stat un pic, de unde știe? Domnul Dan zicea, pe cine cauți? Oana, lipsește o pată de culoare? Zani, la un moment dat, la fel, mi-a zis, lipsește o pată de culoare? Parcă și eu am zis, da, lipsește, dar în același timp nu voiam să spun. Pentru că oamenii sunt răi și e foarte ușor să fii rău. E mult mai ușor să fii rău decât să fii bun. Adică, cred că te doare momentul în care ești acasă și vezi pe cineva și zici, decât să fac ciorba asta sau să dau de mâncare la copii, ia să-i las eu ăștia un comentariu să zic, auzi, te crești mare vedetă. Și sus, din acum 2 ani, era un mesaj, te iubești și te susțin. Ce e asta? Nu. Ai primit genul ăsta de mesaje? Da, normal, le-am și postat. Practic, da, le-ați rămâne în memorie. La o zi la alta, așa. Da. Da, adică... Ai primit și tu 100, pariu. Da. Eu n-am coleguțul. Trebuie. La mine mesajele, n-am auzit coleguțul, crede-mă. Nu, trebuie să fim buni. E mult mai de apreciat când ești un om bun și când înțelegi acțiunile oamenilor. Încerci să le găsești binele din spatele a ceea ce fac. Acum eu cred că dacă stai să te iei și să-ți faci căsnicia ta numai după ce zic oamenii prin comentarii, s-ar putea să, nu știu, să te desparți de 10 ori pe zi, să te împaci de 20 de ori pe zi. Adică cred că trebuie să-ți faci exact ce simți tu. Ai cunoscut familia lui Jador? Da, normal. Păi noi am fost și de Crăciun acolo și de sărbători și înainte. Doamne, sunt superb. Tata socru? Pot să vorbesc cu ei cum vorbești cu ai mei. Ei îmi țin mie apărarea în fața lui Ionuț, adică să ne înțelegem. Eu sunt protejata lor cumva, între noi doi. Ei n-au susținut. Acum dau seama că tu ești ortodoxă, nu? Da. Iar Jador sunt... Și el este tot ortodox. Părinții. Da. Dar cine știe, poate în timp? Te vezi schimbând religia? Mi-am dat seama și la Survivor, în timpul în care el nu a fost cu mine, mi-am dat seama că prin el și de când suntem împreună, pentru că nu suntem împreună din decembrie, suntem împreună mai de mult. De când a fost proba aceea medicală? Prin ochii lui și prin explicațiile lui mi-am dat seama mai bine de Dumnezeu decât o știam înainte. El nu crede, el e acolo întru totul. De fiecare dată când face un lucru, își dă seama, seara când ne punem amândoi să ne rugăm, pentru că avem niște obiceiuri. Ori citim din Biblie, stăm în pat împreună și citim. Lucruri pe care nu le făceai până l-ai cunoscut pe el, nu? Nu. Datorită lui se întâmplă lucrurile astea și răbdarea o aveam și înainte, dar acum, cu el, nu credeam că pot să am atât răbdare. Adică, datorită lui am și mai multă răbdare decât înainte. Greșește uneori, dar pe cât greșește, pe atât de mult îi pare rău. Știi ce e foarte interesant? Chestia asta, câteodată îl vezi pe Jador așa foarte efervescent sau foarte, cum a fost și la Survivor, nervos, supărat, e atitudine și apoi trebuie să-ți imaginezi pe seara, de grad, stă, da, stă cu Biblia în mână și Biblia, da. Alt Jador. Da. De multe ori mă ceartă pe mine, mergem la cumpărături câteodată și
dacă vin copilași din aceia mici, vin și eu îi spun, uite, sunt puși de cineva aici, adică hai să le luăm de mâncare, decât să le dăm bani, că nu știi ce fac cu banii. A, ești rea. Dă-le și bani și le luăm și de mâncare. Și zic, păi da, cu banii aia, dacă își cumpără ceva nepotrivit, sunt mici, sunt copii, nu? Poate nu. Da, are foarte, foarte mare răbdare și bunătate față de ceilalți oameni. Eu vă doresc Casă de Piatră. Mulțumim. Să fiți fericiți. Care e piesa ta preferată de la... Eu știu piesele în avans cu mult înainte, pentru că sunt acolo de fiecare dată când le face. Deci preferata urmează. Nu vă așteptați la ce urmează, de fapt. Dar da. Până acum, care e piesa ta care îți place cel mai tare? Cel mai tare și cel mai tare îmi place piesa pe care a făcut-o de când am venit eu acasă. Dar piesa de acolo, Singur pentru totdeauna, este preferata mea. Pentru că a fost așa, înainte să știe toată lumea tot. Da. Știam decât noi doi și atunci el și-a expus cumva sentimentele acolo, fără să știe nimeni despre cine e vorba. Oameni buni, vă dorim și dumneavoastră să vă bucurați și să aveți fericire în suflet, cum a avut Ana atunci când a fost cerută de Jador. Măcar pe jumătate să aveți. Să existe dragoste, să existe bucurie și să existe mesaje de felicitare. Oana Ciocan pe Instagram, Jador, Casă de Piatră, tot binele din lume să le dorim și să ne vedem sănătoși. Doamne, suntem și împreună aici la emisiune. Zi bună să aveți, să vă bucurați de tot ce vedeți la TV. Și vă așteptăm și împreună. Mulțumim. O să fie interesant. Perfect. Sigur. Coleguța, mai bine weekend. Ne vedem săptămâna viitoare. Păi vii și tu la Londra, nu? Da. Ne vedem imediat. Coleguțu, pe bun, mai bine și Doamne ajută. Tu erai cu trandafirul în gură?